La București, pe lacul Herăstrău, a avut loc pentru întâia dată la noi în țară o demonstrație motonautică organizată de Navo Clubul Central AVSAP, la care au participat sportivi din Republica Populară Polonă. În fruntea așa numiților papuci zburători s-a clasat Balischi, urmat de Gutian și Grajewski. Pe lacul Werther s-a ținut o regată internațională de schi pe apă. Proba cea mai interesantă, ca și la schiul pe zăpadă, este desigur săritura de pe trambulină. După concurs, o încercare de a produce haz cam nesărată, în orice caz însărăcoritoare.